Domnica nu l-a uitat pe capitanul de pe Costa Concordia. Este adevărat că nu l-a mai văzut, dar ar vrea să-l vadă. Până atunci, luptă în justiție pentru a repara onoarea ei și a lui. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, ea spune că ancheta merge pe piste greșite. Compania Costa Cruciere a aranjat astfel încât să fie un singur țap ispășitor, capitanul. Astfel, compania își poate încasa asigurarea. Cât din adevăr s-a aflat până la urmă, din ce s-a întâmplat acolo? Sincer, un strop. Un strop în toată marea. Ea e Domnica Cemortan, ispita blondă de la bordul navei Costa Concordia. Pe 13 ianuarie, în noaptea naufragiului, tânăra se afla chiar pe puntea de comandă alături de capitanul Francesco Schettino. Se ține de ancheta proprie. Eu sunt de părerea că se sabotează grav. Cunosc lucruri, însă nu pot spune nici în ziua de azi, pentru că nu cred că lumea este gata pentru a afla adevărul. Adevărul incomode care ar putea schimba percepția lumii despre accidentul naval de pe insula Giglio. În total erau 15 ofițeri pe puntea de comandă în momentul naufragiului, da? În ziua de astăzi, în judecată, este judecat o singură persoană, și anume capitanul. Pentru că a fost pe puntea de comandă la momentul naufragiului, procurorii italieni au inclus-o pe Domnica pe lista martorilor cheie. În fapt, au anchetat-o însă doar pentru relația cu Schettino. Domnica este însă hotărâtă să spună tot adevărul, faptele care ar putea ajuta la găsirea vinovaților. Vreau să știu de ce anume ăia 32 de persoane care au decedat au fost găsite într-un singur sector de pe navă. În fiecare zonă există un echipaj care lucrează efectiv pentru a scoate lumea, verifică ascensoarele. De ce nu s-a făcut așa ceva? Trei zone de siguranță nu au lucrat. Domnica nu mai vrea scuze. Vrea dreptate. Pentru victime, dar și pentru ea. Poate chiar și pentru capitan. Cu capitanul mai vorbești? Ai mai ținut legătura? Nu am vorbit, dar sincer mă gândesc că ar fi... Nu știu. Mă gândesc că poate ar fi momentul să reiau legătura cu el, să-l întreb. Ce se mai întâmplă? Pentru că chiar nu înțeleg de ce el ce zice nu este luat în considerare. Momentan, ancheta se concentrează asupra capitanului Francesco Schettino. Se spune că el ar fi fugit de pe vas înainte de finalizarea operațiunilor de evacuare. Varianta Domnicăi va fi publicată și într-o carte care va ajunge cel mai probabil pe rafturile librăriilor în 2015. Se mușamalizează grav ceea ce s-a întâmplat cu adevărat și vor să iasă băsma curată. Compania asta e clară.